Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună niște organe de miel la chaon, tigaie. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de organele de la un miel, 5 căței de usturoi, 4 linguri de ulei, 500 de grame de bulion, o jumătate de linguriță de cimbru, o jumătate de linguriță de piper, o linguriță de sare, 4 foi de dafin și o lingură de boia dulce. Punem mai întâi o tigaie pe foc, dăm drumul la plită, o reglăm, o punem pe 4, punem uleiul, adăugăm organele. Eu am această modalitate, această rețetă de la niște țigani. Mi-au zis că dacă atunci când facem organele nu punem și niște bucăți din prapure, facem degeaba organele. Tot secretul este și acel prapure. Acum le înăbușim un pic așa pe sec, le călim un pic. Organele noastre se înăbușesc. Da. Acum adăugăm puțină apă, foarte puțină. Adăugăm și foile de dafin. Adăugăm și usturoiul și le înăbușim pe toate. Restul o să le punem mai târziu. Punem capacul și le lăsăm la înăbușit. Organele noastre s-au înăbușit foarte bine. Acum o să adăugăm și restul ingredientelor. O să adăugăm mai întâi boiaua dulce. Iar acum vom adăuga bulionul. Acum le punem capacul și le lăsăm să se înăbușească la foc mititel. Organele noastre s-au făcut foarte bine, a secat foarte bine sosul, exact cât ne trebuie. Uitați-vă ce bine arată. Așa arată organele noastre. Eu am făcut și mămăliguță. Eu vă invit și pe dumneavoastră să încercați modalitatea mea și să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!